Sunt Alexandra, am 13 ani și sunt din Galați. Când eram prin clasa a patra, am mers la un centru de plasament și am cântat pentru copii de 1 iunie. Au fost foarte bucuroși și eu am fost foarte bucuroasă la rândul meu. Am donat jucării de pluș, haine. Cu timpul, eu crescând, nu le mai purtam. Și decât să le arunc la gunoi, am zis să le folosesc cu un scop nobil. Mi-ar plăcea să fac un centru pentru persoanele nevoiașe, deoarece îmi place foarte mult să ajut oamenii și îmi place când aceștia mulțumesc, pentru că mă simt ca și cum aș avea un rol în această lume, un rol mic. Seara. Bună seara! Nume, prenume, colegi de armată. Cum te cheamă? Sergi Alexandra Serenada. Cum? Serenada. Serenada. Da, Serenada. Putem să-ți spunem Serenada? Da. E un nume foarte frumos. Îți dai seama că ei nu-i place. Nu-i de place, unde vine numele tău, de fapt și de drept? Nu știu. Nașul meu a vrut să îmi pun acest nume. Știa el ceva, știa el că o să... Da, probabil. Dansezi, nu? Tu cu dans. Ai o atracție pentru muzică. Să știi că ăsta e un nume de scenă foarte bun, Serenada. Da, o să ne cânti o serenadă? Nu. Să ne faci o serenadă? Da, fapt, da. Da, o să vă fac o serenadă. În italiană. Salve, eu sunt italiano, mi piace molto la musica italiana. Alessandra, ho visto che si è subito innamorata anche lei di questa musica, anche perché... La guardiamo spesso assieme programmi italiani, musica italiana, show italiani. In italiana? Da. Ah, vorbești italiana? Perché? Vorbești italiana? Da. Bravo. Așa și sa. Și despre ce e următorul cântec? Despre o iubire interzisă. Opa. Lăsați-mă, băi, lăsați-mă am și o piesă cântarea și piesa și lăsați asta, mă. Ce faci tu în timpul liber în afară de cântat? Îmi place să fac actorie, dar nu, nu mă duc la cursuri. Am înțeles. Doar așa. E un hobby de-al tău. Am vrut să fac o poză. Am pusă din greșeală pe filmare. M-am uitat la tot felul de filmulețe de pe YouTube și am învățat anumite roluri sau fraze care mi-au plăcut și le-am repetat până am reușit să le fac mai natural. Nu am un personaj preferat, dar în special aș putea spune că îmi place Mihai Bendeac. Îmi plac parodiile pe care le face și încerc să limit cât mai mult. Dar pe jocuri te joci? Da, să spunem, uneori, nu mereu. La școală? Da, la timpul orelor. Am înțeles. Bine, păi atunci dacă de jucat... Eu sunt foarte curioasă să o ascult. Da, să măcar să o ascultăm. Dacă de jucat, nu... Hai, te rog frumos!